Discutăm, domnule Popescu, și despre mobilizarea Statelor Unite ale Americii după amenințările Rusiei. Am văzut că Pentagonul a anunțat miercuri seară că va trimite 1000 de soldați americani în zilele următoare din Germania în România. La ce reacție să ne așteptăm din partea Rusiei, domnule Popescu? Era nicio reacție, pentru că noi suntem membri în Tratatul Nord-Atlantic, în NATO, și e perfect normal să avem operațiuni militare comune cu partenerii noștri, Statele Unite și ceilalți parteneri. Nu e problema niciunei alte țări ce facem noi cu partenerii noștri. Am văzut că președintele rus a avut câteva declarații în care a inclus și România, da? Vorbea despre scutul de la de veselul. Sigur, sunt deranjați de capabilitățile noastre de apărare. Dar subliniez, sunt de apărare, nu sunt de atac. Tratatul Nord-Atlantic se referă la apărarea comună, nu la expansiune, nu la atacuri unor alte țări. Nu văd de ce o țară ar fi deranjată că noi avem capacități de apărare, care se referă la orice posibil atac.